Trupele IDF ale Israelului au invadat Libanul în prima ofensivă terestră din 2006 până acum, după o serie de escaladări cu Hezbollah susținută de Iran. Guvernele de întreaga lume încearcă să-i scoată cetățenii din Liban cât mai repede posibil. Presa libaneză raportează bombardamente intense de artilerie israeliană în direcția statului de frontieră Wazani. Între timp, trupele libaneze s-au retras de pe pozițiile de la granița de sud a Libanului cu Israelul până la cel puțin 5 km la nord de frontieră. După lungi săptămâni de tensiuni intense, conflictul din Orientul Mijlociu a escaladat brusc. În doar câteva ore, trupele israeliene au înaintat considerabil în mai multe zone ale Libanului. Se duc lupte atât la sol cât și în spațiul aerian. Operațiunea puternică de ofensivă lansată împotriva grupării teroriste Hezbollah este prima de la încheierea războiului din 2006. Sirenele răsună de mai multe ore în tot Libanul, iar Israelul a decretat zonă militară închisă de-a lungul graniței. Intrarea în acea regiune este strict interzisă. Între timp, trupele libaneze s-au retras de pe pozițiile de la granița de sud a Libanului cu Israelul, fiind repoziționate la cel puțin 5 km distanță. Liderii lumii sunt în alertă maximă. Au fost convocate ședințe de urgență din America și până în Rusia. Deși Israelul a notificat Statele Unite ale Americii că va lansa o operațiune limitată pe teritoriul țării vecine, nu se aștepta ca aceasta să vină atât de rapid. Mai ales că în ultimele zile s-a încercat impunerea unui armistițiu pentru ca negocierile de pace să fie purtate fără presiunea armelor. În miez de noapte, Cabinetul de Securitate Națională al Israelului a aprobat oficial următoarea fază a operațiunii din Liban. La scurt timp, populația a fost notificată să părăsească de urgență zona și să se adăpostească. Atacurile au vizat mai multe clădiri de pe teritoriul Libanului în care s-ar fi aflat cele mai importante depozite de armament ale Hezbollah. Cel puțin 100 de civili și-au pierdut viața în urma raidurilor aeriene și alte câteva sute au fost răniți. Darbin hai shaqa. Hai shaqa darbina. Bas mish jisr. Bas sot kan kteer qawi. Cu doar câteva ore înainte de lansarea atacului, premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un mesaj direct poporului iranian. Every day you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day their puppets are eliminated. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There's nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. But you know one simple thing. Iran's tyrants don't care about your future, but you do. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Don't let a small group of fanatic theocrats crush your hopes and your dreams.